Nu credeam că voi spune asta vreodată, dar bună dimineața din Bratislava! E un loc care nu era în traseul nostru inițial. Am ajuns aici acum 3 zile. Cred că s-a văzut în ultimele videouri că eram cam prăjit, eram deja la limita prăpastiei, eram foarte obosit. Deci am stat 3 zile în casă și am uitat toate videourile pe care le aveam din spate din Slovenia. Iar acum am ieșit să explorăm capitala Slovaciei. Un loc care are foarte, foarte multe curiozități, dar și câteva ciudățenii. Deci asta facem astăzi, explorăm o capitală foarte puțin cunoscută, dar foarte surprinzătoare, Bratislava. Astăzi am prins o duminică friguroasă, chiar dacă e soare, sunt 16 grade, așa că ne-am pus gecuțele pe noi. Acolo în față e teatrul din Bratislava, care arată foarte, foarte frumos și deja poți să-ți dai seama că a fost o lungă perioadă de timp un centru foarte important al Imperiului Austro-Ungar. Văd acolo un tur în spaniolă. Orașul are foarte multe curiozități. De exemplu, De exemplu, aici trăiesc doar 450.000 de oameni. E capitala țării, evident, și e una din cele mai mici capitale europene, dar nu e cel mai mare oraș din Slovacia. Este un oraș care, ca mărime, e mult mai mare decât capitala țării. Așteptam să fie mult mai puțină lume astăzi, ținând cont de vreme și ținând cont că e duminică dimineață. N-a fost voluntar asta că a ieșit duminica, dar așa s-a nimerit, pentru că orașul are până la urmă maxim 1 milion de vizitatori în fiecare an. Vorbim de COVID, vine iarna, frigul, duminică, și totuși pe străduțile pe acolo foarte multă lume. Eu cred că e unul dintre orașele cu străzile cele mai întortocheate. Da, și să conduci pe aici, deci străzile prin oraș, zici că sunt mâzgălite de copii. Eu n-am văzut atâtea semne circulații. Probabil marea majoritatea șoferilor, dacă ar fi să dăm examenul de permis după 5-6 ani, am picat toți. Dar totuși, băi, nu pune niciun semn. Deci străzile sunt o grămadă de linii de tramvai din astea, da, 100.000 de linii de tramvai, de biciclete, punctulețe, linii continue, linii scurte, linii verzi, linii albastre, cercuri, bicicli. Mă, nu înțelegi nimic, deci eu conduc și nu știu care e trotuarul, care e bordura, care e pentru tramvai, care e pentru mine. Te bagă și cumva în dubii, pentru că sunt linii galbene, portocalii și albe. Foarte greu să conduci cel puțin în centrul orașului, dar în schimb am fost șocat azi noapte când am văzut cât de dezvoltat e orașul ăsta, pentru că ieri veneam de la mall noaptea pe centura orașului și frate, m-am simțit ca în Madrid, deci câte 3-4 benzi, 100.000 de ieșiri. Treceai pe autostradă, pe deasupra trecea alta. Nu știam nimic despre țara asta, am venit așa ca o decizie improvizată și nu știam mai nimic, nu aveam nicio așteptare, dar sunt foarte surprins și după aia mi-am dat seama că Slovacia prin anii 2000, după ce s-a separat de Cehoslovacia, a avut una din cele mai mari creșteri economice din Europa prin anii 2000 și asta pentru că s-a industrializat foarte mult. Cam toate brandurile astea de mașini, Kia, Ford, cam toți au venit către Slovacia, guvernul le-a dat avantaje fiscale și au venit toți aici și mulțumită acelei industrii și altele, Slovacia a crescut foarte, foarte, foarte mult din punct de vedere financiar. Și pentru puțin context, Slovacia face parte din Uniunea Europeană de prin 2004, dacă nu mă înșel, în 2009 au preluat moneda euro și e cumva considerată surioara mai mică a Pragei. Pragei, așa se zice, a orașului Praga. Și fusese tipul ăla din Praga, care e foarte cunoscut, Honest Guy de ăla, care face 1 milion de videouri din Praga, a venit și în Bratislava și a zis că e un oraș foarte frumos, care oferă la fel de multe chestii, doar că, din păcate, în ultimii ani au început să învețe toate schemurile care se fac turiștilor în Praga. Acum rămâne de văzut prin plimbarea asta pe care o să o dăm noi în următoarele zile. Da, e interesant de știut. Dacă vreodată o să fiu ghid, aș vrea să am oameni precum doamna aia care e îmbrăcată în verde fosforescent și vopsită verde fosforescent. Așa știi sigur că nu o să o pierzi.
Eu v-am vorbit de nenumărate ori despre asta, dar vreau să vă citesc o chestie. Cu siguranță ați aflat că secțiile ATI sunt pline și nu mai e loc în spitale. Nu intrați în panică, oamenii ăștia în care eu chiar cred vă pot ajuta să vă tratați de acasă. Vedeți pe hartă unde activează Bizer și transmite și celor care poate au nevoie de tratament acasă. Hai să ajutăm să ajungă mesajul ăsta la cine chiar are nevoie. Descarcă aplicația făcută chiar de niște tineri români și lasă-i să te viziteze. Asta a scris Daniel Buzdugan la el pe Facebook și am considerat că nu e nevoie ca eu să mai adaug nimic altceva, pentru că eu v-am tot vorbit despre Bizers, mă bucur să văd că sunt și alte personalități mult mai renumite decât noi care vorbesc despre acest proiect, care chiar merită sprijinit. Aveți în descriere un link către aplicația Bizers, e o platformă care face legătura între specialiști medicali și pacienți. Vă las link în descriere, descărcați aplicația și credeți-mă că chiar e un proiect foarte, foarte important, pentru că după cum au spus și cei de la Bizers de multe ori, multe interviuri pe care le-au dat pe la Pro TV, pe la Apropo TV și în o grămadă de ziare din România, e mult mai simplu să creezi tehnologie care să facă această conexiune decât să construiești spitale în toată România. Sunt foarte aproape de a acoperi toată suprafața României, deja s-au extins în foarte multe zone rurale și cu ajutorul vostru și al tuturor, făcând ca acest proiect să ajungă în gura lumii, vor ajunge să completeze toată România. Link în descriere, continuăm video. Foarte de treabă polițaii din Bratislava, deci vreau să trag un cadru cu catedrala asta și chiar trecea mașina poliției prin față, s-a oprit mașina poliției și a făcut, hai, filmează și după aia trec eu. Super tare. Băieți, e plin de trenulețe din astea și grupuri de turiști. Și Bratislava e un oraș frumos, așezat chiar lângă Dunăre și trebuie să fii nebun tu, ca președinte, să nu locuiești în Bratislava. Iar aici în spate e palatul prezidențial în care locuiește președintele de prin anii 70, adică nu același, președinții de prin anii 70. E un fel de Casa Albă a Slovaciei, e un palat enorm de mare, care din câte am înțeles are și niște grădini prin care poți să te plimbi, iar acum asta fac, caut grădinile. Dar voi, uitați-vă și în spate, pe acolo, cât de frumos arată tot orășelul ăsta. Foarte surprins sunt, extraordinar de surprins. Și altă chestie interesantă despre Bratislava, o altă chestie interesantă despre Bratislava, că am spus că să vorbim și despre curiozități, e că e singura capitală din lume care e situată exact la granița cu alte două state. Între Bratislava și Viena sunt aproximativ 80 de kilometri, iar ambele dețin recordul de a fi destinațiile celui mai scurt zbor din istoria omenirii. Un avion a plecat din Bratislava către Viena și a zburat, nu știu, aproximativ 10 minute, dacă nu mai puțin. De obicei, capitale sunt undeva în centru, sudul țării, nu exact la frontieră. Dacă este să intri în război cu ăla, să-ți ia direct capitala primul lucru, aici așa e. Interesant. Și am reușit să intrăm în grădinile palatului. Ciudate statui aici. E mișto. Da, e foarte mare. A ieșit și soarele, deja mi-e cald. E exact temperatura aia în care vrei să-ți dai jos geaca, dar ți-e frig, o ții pe tine, transpiri și puți. Depinde. Fiecare alege. Statuile alea sunt foarte ciudate, dezbrăcate acolo, trei femei care... Și, wow, ce fac? Păi se vede palatul mai mișto, mai mișto de aici, din spate, decât din față. Fiți atenți. Ia uite-l. Bine îngrijit. Florile foarte faine. Ralu, nu călca iarba când ne bat ăștia. A, nu, stai că și bătrânia, dacă îi bat pe ei primi. Foarte mare palatul. Extraordinar de mare. Cred, nu știu, să-mi spuneți cei care au fost în Washington la Casa Albă. Cred că e mai mare decât Casa Albă, pentru că The White House, din câte am citit eu pe internet, când aveam în minte să mergem în Statele Unite, scria că e mult mai mică decât crede lumea. Nu știu, să-mi spuneți voi cei care ați fost. Și aici blocurile comuniste, că și ăștia au fost cotropiți de comunism o bună perioadă de timp. Suntem în centrul Europei. Da, s-ar putea să fim în centrul Europei. Până la urmă, Slovacia e o țară centro-europeană cu apucături de est-europeni, pentru că caracterul e acolo, dar suntem în centrul Europei și ei spun că există un sat, cred că ți-am arătat, care ar fi exact centrul Europei. Like, literally, punctul zero. Așa mai căutăm. Trebuie să vedem. Ce faină ești, mă, așa mică cum ești, ești faină focul. Mulțumesc.
Și acum, după ce am cunoscut câteva chestii, profit de ocazie să spun să te abonezi, pentru că nu te costă nimic, e gratis și e un singur click, adică mai simplu atât nu se putea. Și pentru noi e momentul să ne cafelim, pentru că deja este ora 11 și n-am but decât o tristă cafea, una singură. Să bem o cafea bună, am venit la unul din cele mai bine cotate cafenele din, din Bratislava, se numește Pancakes, dar nu vă gândiți că înseamnă clătite, pan înseamnă domn în slovacă, deci e domnul prăjitură, cum ar veni. Dar nu suntem singuri, avem aici pe Adrian și Alexandra de la Everyday Holiday. Eu îmi spun Adrian, deși el preferă să-i spun Adi, și pe fata asta de aici deja o cunoașteți. Fiți atenți. Așa lucrează niște vloggeri profesioniști de la Everyday Holiday. Au ieșit din confortul lor, din enormul lor apartament din Viena, deci să vină în Bratislava. Din Europa de vest, de la capitaliști aici, în estul Europei, înțelegi? La nu comuniști ăștia. Nu mai mult de 40 de minute până aici, dar zic. Ca să ne întâlnim cu... Dar ne-au înșelat, ei trebuia să vină ieri, dar până la urmă a venit astăzi, în fine, îi iertăm de data asta, îi iertăm. O să ne ajut să vizităm Bratislava, că tu ai mai multe informații decât mine. Mi-ar plăcea așa să mă facă pentru prima dată aici să mă duci tu, ar fi, cred că pentru prima dată în viață. Păi nu, că eu voiam să vii tu să facem exact invers. Adică te-am mai invitat la o cafea în Bratislava, da, să da, da, orașul, exact, să exact. Și avem, Ale, ce faci, mă? Abia aștept să așa. Luca încearcă să stea healthy și să luat o clătită cu humus și cu morcov. Din asta n-ai mai văzut. Asta e păcat de la Dumnezeu să ți-ai clătite. Știu că e mare păcat, dar asta e. Dar nu arată rău. Dar... Eu am una cu... Cum se zice în română? Cocos. Știți că e moartea mea. Și a ta cu ce e? Fistic. Ia să vedem. Și a ta cu ce e? Eu am luat o clătită cu espresso fără clătită. Aștept să vină. Aoleu. Ulala. Ulala. Vai de mine, tice. Ok. Iubita? Ne. E humus. E humus. Hai să vedem asta. S-ar putea să răsturn toată masa. Mamă, cât zahăr pudră are de mi-a pus pe pantalon dacă mă oprește poliția. Ia ține-și așa. Vezi? Mamă, cât cocos are înăuntru. Aulă. E ca un Rafaelo băgat într-o clătită. Nu, că i-am dezactivat ecranul. Merge, nu? E bun. E bună ciocolata? Nu. Aia e mai bun. Mamă, eu și Pablo și de Escobar și suntem așa plini de zahăr. Acum nu filmezi, nu? Ba da. Asta-i... Dacă nu vă zic prostii, nu mă las să-ți iasc. Aia e cafea, asta e cafea, e cam bancul ăla cu ciobanul, că ce aia? Penis, ce aia penis? O fel de p***a mică, știi? Dar nu pe așa. Îi pun bip și-o las, e genial. Mi-am luat ice coffee, ăla are un latte și se bate cu humusul ăla în timp ce noi, bine, eu am lins farfuria și tu tot ice latte și se luat atâta acolo. Ce e ăla? Banana shake? Hai să vă spun eu cum e, nu? Da, mai degrabă. Banane. Lapte cu banane. Acum când ne-am încărcat bateriile, continuăm ora. Acum suntem în piața centrală. De... E măricică și foarte aerisită, cu o grămadă de baruri. Eu vreau să mă pun de povești cu soldatul lui Napoleon. Soldatul lui Napoleon? Dar poți să te pui să vorbești cu omul. Mi-a furat banca. S-a furat banca? Am vrut să vorbesc cu soldatul lui Napoleon puțin, dar nu pot. N-ai reușit. Dacă mergem acum și vorbim cu el. Ia, hai. Hai și hai să ai o conversație cu el. Doamnă, am venit. Stai că, Raluca, vrea să vorbesc cu soldatul lui Napoleon, au ceva de împărțit. E nou aici, în 2019 a fost renovat. S-au reconstruit, sau dacă vreodată te întrebai de ce l-au învins pe Napoleon, normal, dacă ăștia umblau căciula pe ochi. Deci noul meu prieten. Da. Peste tot în partid, da. Și altă chestie interesantă, Bratislava e una din puținele capitale care nu are sistem de metrou, capitale europene. Au început prin anii 80 să construiască unul și până la urmă s-au sucit și nu l-au mai făcut. Eu nu ajung. Ți-e cam greu, mă? Am ajuns! Așa, mamă. Mulțumesc! Gata, am rezolvat. Ar trebui să facem... Uite că fac testul. Mama, am crezut că e statuia aia, dar de fapt e vie. You scared me, thank you.
Mulțumesc din suflet. Am crezut că e o statuie și era una care face teste PCR. Da, eu am crezut că e una care face kebab. Așa se face kebab acum. Și zic, cum e, faci, ce faci cu mâncarea tradițională slovacă și filmezi aia cu kebabul? Și după am văzut test, mă gândeam, testez carnea sau ce? Am uitat de corona. Pe mine m-a speriat, chiar m-a speriat. Eu am crezut că e o statuie la un moment dat. Kiril și Metodiu, știți? Sunt doi sfinți mari ai Ortodoxiei. Ei au inventat alfabetul glagolitic, din care a evoluat scrierea slavonă ulterior. Undeva prin anul 860 ei au plecat din Grecia și Kiril a venit aici, în Slovacia, și spun arheologii că la castelul Devin și a stabilit o școală de unde a dezvoltat Ortodoxia și apoi a mers la Vatican pentru a fi aprobată limba slavonă ca a patra limbă oficială a creștinismului, care au aprobat doar greaca, latina și ebraica. Okay. Și atunci el avea pile, cică, avea pile pe la scaunul papal și a reușit, mare lucru, zic ortodox, și să introducă slavona ca limba oficială a creștinismului. Foarte interesant, mulțumim de informație, domnul Adrian. Să știi că eu am enciclopedie de buzunar, cum da. De mână, enciclopedie de mână. Sună ciudat, dar este biserica în care erau încoronați regii Ungariei, pentru că Slovacia făcea parte din regatul maghiar și ulterior din Imperiul Austro-Ungar. Uh-huh. Și când se înscăunau regii Ungariei, care chiar dacă domneau la Budapesta, aici veneau, la Pozsony se chema orașul în maghiară și Pressburg în germană, și aici erau înscăunați în această biserică. Foarte tare. Citisem și eu că era un centru foarte important al Imperiului Austro-Ungar. Și vorbind despre limbă, în țară se vorbește limba slovacă, evident, dar din câte am înțeles e în proporție 90% foarte similară cu ceha. Da, adică absolut. Cei din Slovacia înțeleg perfect pe cei din cehe, dar nu și invers. Nu, e cam ca româna cu moldovenească, dacă vrei, care e tot română, de fapt, în alt dialect. Sunt puțin artificial schimbate ca să se diferențieze, ca sârba de croată, care sunt de fapt aceeași limbă, dar în sârbă și în croată e stație de autobuz și gară, și aia zic gară de autobuz și stație, astea de tren, okay. Numai ca deci să fie, să zică că e diferit. Că, da, exact. Da, văzusem că ziceau că aici înțeleg mai bine, pentru că s-a folosit foarte mult limba din Cehia, aici, în televiziune, etc., și acolo nu s-a folosit limba de aici, din Slovacia. Dar în principiu se înțeleg între ei. Cum zici tu, așa era și cât am călătorit prin fosta Iugoslavie cu croații, sârbii, prin, unde mai fost, în Muntenegru. Ei spun că sunt trei limbi diferite, dar e aceeași. Absolut, până la urmă. Identică. E aceeași limbă. Toate sunt sârbă curată. Slovena e altfel, clar. Uh-huh. Slovena e altfel și au cifrele ca în germană, nu 34, 4 și 30, dar dacă esența... știți, cam 80%, dar restul, ce se vorbește în Bosnia, în Croația, Muntenegru și în Macedonia de Nord, e sârbă. Deci ce fain, până la urmă tot te-am pus la muncă. Bine ai venit! Sper să mă auziți, pentru că bate vântul foarte tare, sper să mă și vedeți ca în soarele în spate. Pe lângă castel, o altă emblemă a orașului e podul ăsta care sus are o navă spațială, spune ei, sunt două în oraș. O să mergem să vedem și pe cealaltă, iar intenția e să luăm cina, sau să măcar să bem ceva dacă nu avem bani de cină, la apus, acolo sus. E un pod care conectează cele două părți ale orașului și asta e Dunărea, dacă nu mă înșel, nu? Deci, vă vine să credeți sau nu, eu și Ralu, vină încoace, frumoasă lui tata, am văzut Dunărea din Ungaria și din Slovacia, dar niciodată în România. În România. Ar trebui să ne iau ăștia buletinele. Buletinele ne le-au luat oricum, nu le-am. Da, e adevărat, ne-au luat buletinele când ne-am făcut pașapoartele. Pentru că ne-am văzut Dunărea. Da, de aia ne-au luat, de aia le-au luat. Nu, ne-au luat buletinele când ne-am făcut pașapoartele cu reședință în Spania, nu mai ai drept la buletin. Și atunci a fost ca o amenințare când le-au luat. Zis, bă, vă luăm buletine. Ia, tata, dacă poți călătoresc cu pașaportul, bă, stai, ia, fă ce vrei cu el. Sper numai să nu și fi luat careva un Alcatel în rate cu buletinul meu după ce mi l-au luat ăia la... Bun, hai să vă mai zic un lucru interesant. Gândiți-vă că orașul ăsta are 500.000 de locuitori, dar în timpul săptămânii, pe centura care conectează toate părțile orașului, mai vin încă 250.000 de oameni din alte părți ale țării la job aici. Asta înseamnă că în timpul săptămânii populația orașului trece de la 500.000 la 750.000 de oameni, iar în weekend revin la 500.000 de oameni. Deci, deși au o rețea foarte bună de autostrăzi și poduri și tot ce trebuie, în weekend nu prea e recomandat să conduci aici pentru că e nebunie totală. Și un oraș care e atât de mic, te bași pe străduțele astea și peste tot găsești ceva frumos. Uitați-vă ce clădiri frumoase. Eu căutam, era un fotograf undeva ascuns, dar nu-l găsesc. Dar uitați-vă cât de frumos, cât de cochet, câte opțiuni de mâncare din toate. Și nu e scump.
nu e zgomot și nu e scump până la urmă. Comparativ cu țările de lângă, e o capitală, deși bogată, încă ieftină. Nu știu cât va mai dura. Acolo, de exemplu, ce-am mâncat toate clătitele alea și toate cafelele și cei cu cele au fost 17 euro, frate. Și vorbim de unul care e foarte renumit, care e în centru, deci e foarte ok, foarte ok orașul, sunt foarte surprins. Nu pot să spun neapărat că e cel mai frumos oraș care a fost, sau nici de departe. E un oraș frumos și surprinzător. Eu mă așteptam la total altceva, aveam o imagine asta sărăcăcioasă, comunistă, gri, așa, a țării, dar uite că nu. Decorul ce de străzi. Și au o boală? Ia uite, de exemplu, acolo sus, vezi? Ah, da. Au o boală pe mâncare asiatică. Deci, rare ori am văzut atâta corean, japonez, tailandez, tailandez. Sunt umbreluțe, doar că astea sunt alb-negru. Astea sunt umbreluțe triste. Nu sunt colorate. Umbrele triste sunt astea. Și pentru că de multe ori ne certați că nu vă arătăm și mâncare, ce, la fix trece trenul ăsta. M-au zis, bă? Am revenit. Pentru că de multe ori ne certați că nu vă arătăm și mâncare, am decis să mergem la un restaurant aici, în centru Bratislavei. Bratislavei, da. Care it's supposed to be traditional. Deci mergem să vedem. Are și review-uri bune. Băi, nebă, se vede traditional. Care și o terasă. Faza e că pe toate scrie rezervat, nu? Da. Hai să vedem. Deci eu știu după fața de masă că se mănâncă bine. Dacă e față de masă din asta bătrânească, mâncarea e bună. Degeaba știi limba dacă nu vezi. Dacă nu vezi. Citisem că asta e ceva tradițional. Potato dumplings with brânza. Brânza. Slovak sheep cheese and bacon. Deci astea sunt niște dumplings de cartofi cu brânză de capră și bacon. Și asta ce că ar fi tradițional. Nu prea aș vrea să mănânc chestia asta, dar cred că o să o comand să vedeți voi. Mai tare țară din lume au gomboți la mâncat în restaurant. Au gomboți, gomboți, găluște cu prunie. Cu prunie. Nu, ni. Cha-chan, cha-ra-ran, cha-chan, cha-chan. Deci fiți atenți, eu mi-am luat bere de aici, locală. Vă spuneți că e 0-0, dar ar fi minciună. Și fiți atenți ce a luat Adi. E bere neagră. Bere neagră? E coffee cola de aia. Ce zic că e? Cofola. După denumire sună prea. Deci asta e Fanta cu cola, nu? Da. What's that? What's sorry, the cofola. Is with Fanta and cola, or is cola with something specific, or what is inside? I'm just curious. It's very good. It's very good. The cofola is something like cola. Yeah. But it's more herbal. La gust, e ca și, da, de licuriță, e ca și cola cu Jägermeister sau cu bitter suedez. Yeah. Dar foarte bun că e fără alcool. Ah, deci simți că bei, dar nu bei. Și Raluca și-a luat ciorbă de, de ce asta? Supă de fasole, de ce? Nu e de fasole, e de usturoi. E ca un fel de cremă. Ce fain. Să spun acum. Foarte fain. Cum e? E bună. Nu e așa tare de usturoi. Ca o cremă de ciuperci, doar că e de usturoi. How you said, what's the name of this? Halușchi. Halușchi? Thank you. Mi-a venit halușchi, mă. Mamă, am băut asta, gata, deja m-a luat de cap. Hai să vedem. Și, și voi aveți halușchi, numai că aveți halușchi și mai multe chestii. Faza e că până mi-au adus mie asta și aia, i-a mâncat supa, a terminat deja. Cereți o cafea dacă tu stai. Ar merge. E bacon, dar stai șoric toată ziua, că îl știu eu după miros. Și cu brânză de capră. Și asta e platoul tradițional, dar ci că nu foarte mulți. Văzusem, citisem pe un blog, că slovacii nu prea se omoară cu chestia asta, dar totuși e platoul tradițional. Mmm. Ma. Uai, ce bun e. Foarte bun. E foarte bun că e sărat. Sarea asta de pe porcul ăsta fumat și sarea de la brânza de capră. E foarte bună. Ăsta e șoric toată ziua, zic e bacon. Mirese ceva fumat. Hai să vă zic exact ce are gust. Am mămăligă cu smântână, brânză și jumări. Deci exact asta e. Numai că nu e mămăligă, e făcut din cartofi, dar exact gustul ăla are. Sărat.
Adi nu-i fan pentru că e prea sărat și a fumat. Nu, seara nu mă deranjează, mă deranjează toate costițe astea. A fumat, da, platoul ăsta are 9000 de calorii. Adi are niște castraveți murați aici. Poți să-i liniștit. Asta așteptam să-mi spui. Deci, fetele și-au cumpărat gomboți, doar că n-am... Mă, terminați cu tot să ai. N-am văzut niciodată gomboți cu căpșuni, cu fresas, cum zice rău. Deci acum o să vedeți în premieră cum se mănâncă gomboți cu căpșuni. Iar am uitat cuvântul. Mamă, să nu vezi bere de asta, că e... I-am văzut ceva cu blackberry, să lăsi ce erau. Nu știu, întreabă pe Spătărițiu, nu lucrez aici. Arde. Cum arată ele două blondele, cum mănâncă ele amândouă? Cum e, e bună? Nu? Ce bine că n-am gustat, că eu chiar sunt fan gomboți și n-aș vrea să fiu dezamăgit. Nu. Păi gomboți cu, gomboți cu fresas, cu căpșuni. Nici măcar, eu cred că blatul nici nu e făcut. Nu, așa, așa e făcut, nu. Ți-l vreau să ne ducă și aici ai unt, unt. E doar unt. Na. Nu pot să cred, recenzii negative. Recenzii negative, da. Acum să repete figura aia, pentru că vine să ne trebuie o plăcut ce ai, da, da. Păi așa să facem. Oh. Eu cred că nu e făcută. Nu o putea să fie totul frumos. Ce să faci? Asta, asta este. Ce am mâncat eu a fost ok. Ce căpșuni este asta? Căpșunel. Bă, lăsați vrăjeala că vă plângeți din sfert de oră, dar le-ați le basculați așa. Nu, dar se uită ele una la alta. Nu-s bune. Dar chiar nu-s bune, dar le mănânc. Așa e? Da. A rămas cu poftă de gomboță. Să știi că chiar dulce nu e. Și da, mâncați, mâncați. E fără gust. E un blat fără gust. Gust de margarină, poate. Uh-huh. Aș trebui să-și facă un vlog culinar amândouă. Da, era succes. Mi-e place că se plâng în continuu mâncând, știi? Da. Și ce dialog, că n-ai avut curat la așa dialog de niciun no. Vlog de-a până acum. Să filmezi mai descoale, ți-o închiriez cu ora. Închiriu. A, așa, mâncați. Cu gustă, te rog. Nu, dar nu, nu, chiar vă rog, mâncați. Dar poate alea te rog mai bune. Stai Nicu Paleru. Cu ce muzică? A, nu-i rău, 4 persoane, 44 de euro, chiar e decent. Și cu desertul lor eșuat și cu tot, și cu băuturi, chiar ala, a fost... Ala, n-am trebuit să fie pe listă de desert. Din nou, astăzi e ziua 2. N-am mai filmat ieri. Adi și Alexandra au plecat către casă în Austria, iar noi am rămas aici și profit de acest peisaj pe care îl vedeți în spatele nostru, cartierul unde noi trăim, să vă spun încă un lucru interesant despre Bratislava. În Bratislava este un cartier care e considerat precum cartierul cu cea mai mare densitate de populație din Europa Centrală. În acel cartier, repet, într-un singur cartier trăiesc peste 100.000 de oameni în vechile blocuri comuniste. E un cartier enorm care se numește așa și poate o să-l vizităm într-un vlog viitor. Dar era un lucru bun de știut. Hai să vedem cum arată și castelul din Bratislava. Ce faci? Fă pe mortul. Ați văzut? Ce ascult? Așa, și am ajuns la cel mai reprezentativ loc din Bratislava. Castelul care e așezat aici sus pe un deal, vedeți acolo. Am parcat mașina chiar în parcarea care e vis-a-vis, unde costă 20 de minute, 1 euro 20 de minute, da. Atât costă parcarea, dar intrarea în castel e gratuită. Noi am decis să venim cu mașina pentru că e sus pe deal, bineînțeles. Și e un castel ciudățel, e așa pătrățos, dar se vede foarte fain de jos, are 4 turnuri enorme și în 1811 a fost ars complet și a trebuit să fie refăcut. Și am înțeles că are și niște grădini foarte, foarte faine și un restaurant pe care îl văd acolo. Da, e foarte, foarte frumos. Și foarte simplu, așa. O, da. Ce porți mișto. Și de aici putem aprecia și locul unde vom merge pentru apus. Acolo e podul. A, nu tot timpul ai ocazia să bei un șpriț într-o navă spațială. Vedeți podurile acolo și când vă spuneam că e un oraș și o țară foarte, foarte industrializată, puteți să vedeți acolo, în depărtare. Mă, parcă se și simte miros așa de fabrice. Foarte frumos castelul, dar eu am ajuns la concluzia, după ce am văzut multe, că de multe ori sunt mult mai mișto, mult mai frumoase din depărtare, dintr-o perspectivă mai îndepărtată decât de aici. Și aici sus, ce primești, în schimb, e priveliștea. Da, e frumos, e foarte frumos.
zona verde acolo. Bă, miroase a gaz sau a ce miroase? E? Nu am cap. Soldații? Da. Ah, da. Eu nici nu văzusem. Iar aici avem grădinile castelului, chiar în spate. Stălui aici. Și grădinile. Oh, gingaș. Cred că trebuie să mergem acolo ca să avem o priveliște mai faină. Ei, când au zis grădină, grădină au zis. Ne pune în tranda vie. Uite. Nu, eu cred că o iasă ceva flori din noi. Ce flori să iasă, mă, de aici? Asta zici că-s morcol. Păcat că sunt... grădinile sunt ridicate. Ia să o dau o parte să le să filmez eu. Sunt ridicate și nu se vede de aici, pentru că ar fi fost chiar o priveliște super mișto cu scările ducând către castel și cu grădina pe lateral. Chiar e foarte drăguț aici. Foarte, foarte... Oh, mamă mea! Mi-a tăiat curentul soarele ăla. Poa, ce mi-a dat una. Foarte drăguț. Poți să te plimbi pe aici o oră liniștit. Da, să te relaxezi, mai ca domnule. Oh. Mai scoborăm, nu mai văd nimic. Văd numai puncte albe. Vezi bărcile astea foarte mari? Ieri am trecut pe lângă una și am văzut că înăuntru aveau paturi și ne-a spus Adrian că, ci că s-ar organiza și de prin Germania un fel de croazere în asta pentru pensionari, deși aș merge și eu, și duc oamenii pe Dunăre până în România. Uite, acolo văd o dronă. Da, la fel zic că e foarte joasă, pentru că Dunărea de multe ori nu are multă apă, așa că are cam vreun metru. De sub. Da. Interesant, eu nu știu. Deci că e pentru pensionari, dar eu m-aș duce, adică paturile ar tău super mișto. Să merg așa o săptămână pe croazieră pe Dunăre ar fi interesant. Deci întreba dacă mergi la restaurant să mănânci. Dar am văzut meniu, ne-am dat meniu și e 40 de euro cel mai ieftin fel de mâncare de om. Și evident că that's not an option. Și acum urcăm aici la observatoriu, vedem cum se vedea, am amețit în liftul ăla. Poate vântul. Eu oricum sunt puțin amețit, dar mi se pare că se mișcă. Nu, am amețit, Iar apoi să vedem la bar dacă găsim vreun loc. Că la bar s-ar putea să fie foc. Wow. Probabil cea mai faină priveliște asupra Dunării. Castelul acolo, ne-am fost înainte. Ua, ce fain. Hai să facem un 360 așa. Pam 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 pam. Probabil bate vântul. Ia uite ce mișe, ce spune fiecare turn. Vezi asta, da, din Canada câți metri are. Diferent. CN Tower am urcat. Pe acolo mai era și ăla din Seul și nu la Seul Tower și nu l-am urcat. Mamă, dar ce fain se vede, bă, orașul de sus de aici. Chiar își merită banii. Acolo sunt o grămadă din alea eolice. Tot parcul de desubt. Mamă, ce emoție am că pică camera din mână. Și acolo celălalt pod. Uitați, celălalt pod cu bărcile astea. Mi-e frică să ducă telefonul mai așa să nu se vadă astea. Superb, superb, superb se vede Bratislava de sus, dacă n-am loc cu camera. Acum o să mergem să ne dăm o tură pe la bar pe acolo, pe 360. Și sus a început să bată vântul foarte tare și nu pot să vă văd sub voi. Și poate găsim o masă să bem și noi un soc ceva.
Ieri am băgat o bere nea sănătoasă și până la urmă am condus Ralu către casă. Da, dar era beznă totală. Și de data am văzut pe Ralu că s-a tras așa la volan și se uita așa, știi, că are lentile. Și mi-a zis la un moment dat, atenție, Ralu, Banghești, și mi-a zis, nu se vede nimic. Și atunci mi-am dat seama că nu o să mai beau niciodată alcool. Mamă, zicea aia, joci, că nu știu dacă avem mese. Ia uite. Asta e eu? Asta eu credeam că e afară undeva și de fapt era aici, că v-am zis ieri de el. Nu m-au fost bine. Hai că de dragul videoului dăm aici 3,50 fiecare pe câte o cola, că am zis că venim aici să bem ceva și să vedeți cum apune soarele, deși Ralu, dacă era după Ralu, nu ați fi văzut chestia asta, că a zis că nu-i trebuie și că să plecăm. Poți să zic? Zi. Nu vreau să dau 3,50 pe cola aici. Bă, tremură asta sub pământ. Da, tremură, se mișcă. Bă. Când coboară liftul, se mișcă. E 3,50 euro cola și 4,30 euro cafea. Plătești privelește, dragoste, uite ce fain e. Am plătit intrare. A zis românca. Bă, deci eu vorbesc serios, eu amețesc. Da? Atâta se zdruncine chestia asta de mă iau cu amețesc rău de tot. De cât e coboară sau urcă liftul, se simte foarte, foarte. Ai, doamne. N-am avut apus acolo, adică ce puțin nu s-a văzut nimic, mă rugăm până sus aici să vedem cum se vede și noaptea. Și aici se aplică aceeași tehnică ca în Croația. O cola și o cafea, 8,80 euro, i-am dat 10 euro și nici măcar la 1,20 euro nu mi l-am mai adus înapoi și l-a tras ciubuc automat. Deci 10 euro o cola și o cafea și 17 euro intrările, deci practic ne-a costat aproape 30 de euro. Să vă arătăm chestia asta și video-ul ăsta va face undeva la 35 de euro, deci suntem bine. Și probabil în momentul ăsta, când video va avea minim 25-28 de minute, nu va mai fi nimeni pe video. But hey, tu, omule care mai ești acolo și eu, uite ce frumos e! Gata, dacă ar fi să dau doar un cuvânt despre Bratislava, surprinzător de fain. Nu e un cuvânt, sunt 3 sau 2. Ne vedem în următorul. Pa! Pa.